Aici echipa de șoc cu care am plecat la drum. Suntem în Budapesta rătăciți. Noi am plecat în alte parte, dar e ok și aici. Am plecat la plajă și suntem în Budapesta. E ok, e super. Am cerut camere cu vane ca să ne stropim cu apă. Terase în orașul Budapesta, pe stradă. Ora 11. Asta este holul. Arată foarte bine, sunt încazați la camera 506. Aceasta este camera, o pictură. Un televizor avem. Patul e la un metru înălțime, nu știu cum. O să ne urcăm în pat. Dacă o să caz din pat, cred că o să trebuie să mergem la salvare. Asta este baia. Un duș. Tot ce ai nevoie. Giuvetă. Veceu. Oglindă mică, oglindă mare. Ok. Un mini bar aici, cu câteva băuturi, apă, sucuri, bere, fierbător. Aici avem un dulap. But you still managed. Yeah, yeah, you pulled it out. The first one guy in my town. It was this is more like it.
orașul e cam gol, cred că din cauza pandemiei, dar restaurantele se închid, începând cu ora 10, 11 până la 12, se cam închid toate. Orașul e cam gol, de obicei această zonă pietonală este foarte aglomerată. Philip Lane. Vedeți tinerii se strâng aici și își petrec timp. O bere, o apă, un suc, o înghețată. Destul de multă lume aici, care pur și simplu vin la picnic. Cafeneaua New York din Budapesta, o cafenea extraordinară, o locație superbă, care merită să o vezi dacă ajungi în Budapesta. Suntem dimineața la prima oră și aici se servește micul dejun. Este micul dejun bufet suedez sau poți să comanda la masă din meniu ceea ce dorești. Prețuri rezonabile, nu mi se pare ceva exagerat de scump pentru ceea ce oferă această minunată cafenea. Cafea cu țuică și cu pipar ca usturoaie. De dimineață te usturoi.